și transportatorilor de bună credință din România, dar și din toată Uniunea, care protestează zilele acestea. Cerele voastre sunt îndreptățite și justificate, fie că sunt legate de decizii naționale sau europene. Prin inacțiunea ei, Comisia riscă să arunce în aer un demers justificat legat de ambiții climatice ale Uniunii, dar pus în aplicare cu superficialitate și fără viziune. Da, avem nevoie de o mai bună gestiune a resurselor naturale, a calității solului, apei, a biodiversității. Da, trebuie să ajutăm Ucraina să exporte cerealele în zonele care are nevoie de ele, dar asta trebuie să se facă împreună cu fermierii, cărora trebuie să le oferim coerență atunci când le cerem să investească masiv și pe termen scurt în tehnologii de producție verzi, în condițiile în care ei deja au costuri de producție ridicate la energie, carburanți, îngrășăminte și mai trebuie să facă part, față și perturbărilor de pe piață.